ne ocupăm de un declutter masiv. De-aia ne aflăm și într-un setup din ăsta total neobișnuit, eu fiind așa foarte primăvăratică. Aua, nu știu când o să pun clipul ăsta, dar s-ar putea să se termine primăvara până termin eu clipul ăsta, dar azi zis eu așa că de primăvară n-ar strica să îmi fac curățenie în garderobă. Odată pentru că am un șifonier nou și trebuie să mut hainele din vechiul șifonier în care era haos în noul șifonier și aș vrea din tot sufletul să nu mai bag toate lucrurile pe care nu le port. În al doilea rând, sunt multe, credeți-mă că sunt multe haine, deci nu sunt numai astea pe care le vedeți aici, am și pe jos o grămadă, deci stau într-o poziție foarte ciudată tocmai pentru că e plin pe jos pe aici, am și în partea ailaltă o grămadă de haine. Sunt mai multe decât credeam eu, pentru că eu eram ferm convinsă că am atât de multe haine pe umerașe încât să încapă pe standerul ăsta. Ei bine, nu. Cred că mai trebuie două standere ca să încapă toate hainele mele, ceea ce este puțin neobișnuit pentru mine, dar asta se întâmplă și pentru că eu n-am mai făcut curățenie în garderoba mea de 2 ani, cel puțin, sau chiar 3 ani. E obișnuit să fac o evaluare a garderobei măcar o dată pe an. Adică ori toamna, ori primăvara, sau de multe ori chiar și toamna și primăvara fac așa o evaluare și scot ce nu port, ce nu mi se mai potrivește, că na, ni se mai schimbă gusturile, ni se mai schimbă corpul, ni se mai schimbă multe lucruri și e bine să scoatem din garderobă ceea ce nu purtăm. Regula mea, în general, este că pleacă toate acele articole din garderobă care n-au fost purtate măcar o dată în ultimii 2 ani. Deci asta e regula mea de aur. Bineînțeles că nu se pune la socoteală anul care tocmai a trecut, pentru că asta ar însemna să-mi arunc toate rochile, că nu le-am atins anul trecut, dar nu facem așa ceva, nu ne aruncăm chiar toate rochile, că aș muri. Dar în general cam asta e regula, da? Să zicem, acum o să pun în ultimii 3 ani, pentru că anul trecut nu se pune. De asemenea, trebuie să sortez hainele. Palea de vară să le scot în față, palea de iarnă să le pun la păstrat pentru iarna viitoare și e numai bine. Și am zis să filmez, pentru că vreau să vă arăt cum fac eu un declutter, că v-am vorbit de foarte multe ori de curățenie în garderobă, de ce să facem cu garderoba noastră, cum să o curățăm de toate lucrurile inutile pe care le avem, dar nu v-am arătat niciodată și am văzut că vă plac genul ăsta de clipuri și așa că numai bine, facem un astfel de clip. Înainte de a începe, am pentru voi câteva trucuri. Numărul 1 ar fi o carte despre organizare și anume Magia Ordinii de Marie Kondo. M-ați mai auzit vorbind de ea, este o carte destinată strict organizării și minimalismului, adică ea merge cumva pe un minimalism din ăla extrem aproape. Și merge și pe o formă de organizare destul de extremă. Nu sunt de acord cu toată teoria ei despre organizare și despre minimalism. Eu una nu cred că aș putea să fiu în halul ăla de minimalistă, dar sunt multe trucuri bune pe care le găsiți în cartea asta. Și de-aia vă recomand cartea asta, că vă ajută. Puteți să încercați metoda ei, KonoMari, care presupune să luați toate articolele și să le puneți în mijlocul casei și să le sortați. Basically, cam ce fac eu astăzi cu hainele mele. Sau puteți să o luați din cameră în cameră, cum fac eu în general. Dar pentru haine am zis că cel mai bine este să aplicăm metoda KonoMari, că așa văd cel mai bine ce am. E o carte interesantă, este o carte drăguță pe care o vă recomand și tocmai am observat că am două volume din astea în bibliotecă, așa că una o să meargă la voi, unul din volume, pardon, o să meargă la voi și o să vă mai pun, nu știu, niște măști, ceva, o să mă vă mai pun eu lângă. Deci avem și un mic giveaway în descriere. Asta odată. În al doilea rând, recomandarea mea este legată de umerașe în ceea ce privește hainele. Știu că sunt foarte frumoase. Unde e? Ăsta. Știu că sunt foarte frumoase și foarte fățoase și arată foarte bine umerașele astea din len. Ia, cred că ar trebui să mă apropiu totuși puțin, a? Așa. Miții, mă las și pe mine, stați că e și Mița aici jos. Așa. Sunt foarte drăguțe umerașele astea și sunt foarte populare și arată bine. Și le folosesc și eu și am să le folosesc să pun sacourile aici, pe standerul ăsta, că știți că am un fel de display aici vara. Și sunt foarte drăguțe, dar uitați-vă la un umeraș din ăsta cât este de gros. Sunt pentru garderobă, pentru șifonier, sunt total impractic.
Ce? Există cuvântul ăsta? Sau nepractice? Genul ăsta de umerașe, pentru că sunt foarte groase. În schimb, uitați-vă cât este ăsta, da? Astea sunt niște umerașe de la Pepco, îmbrăcate în catifea, care nu-ți lasă hainele să alunece. O mare problemă pe care o am eu în general cu umerașele, și anume că alunecă, mi se preling hainele așa și le gătesc pe toate scurse prin șifonier. Și pe lângă asta sunt super subțiri. Sunt metalice, dar sunt îmbrăcate în catifea. Într-adevăr, sunt mai flexibile, dar dacă pui un singur articol, n-ar trebui să ai nicio problemă. Eu am astfel de umerașe de câțiva ani de zile deja și n-am avut niciodată nicio problemă cu ele. Și ce v-aș recomanda este să treceți la astfel de umerașe. Dacă nu vreți să le luați de la Pepco, vin în set de 3, câte 5 lei setul. Dacă nu vreți să stați să umblați pe la Pepco, să așteptați după ele, vin și pe roșii și pe gri la Pepco. Vă las eu un link, că se găsesc și online, set de 200. 200 de umerașe din astea, ca să aveți pentru, pentru toată familia sau pentru toată garderoba voastră. Bun, deci asta ar fi o dată. Pentru că după cum vedeți aici, la mine e un circ de umerașe, pentru că am încercat la un moment dat să trec pe umerașele astea albastre, care sunt din Carrefour, care sunt din plastic și sunt subțiri și se rup ca naiba. Și după aia a trebuit să-mi reprofilez pe alte umerașe. Am umerașe rămase de pe la mama. E un circ total cu umerașele. Și atunci, dacă tot fac declutterul ăsta, o să trecem și pe umerașe de genul ăsta. Încă un aspect legat de organizare ar fi să nu săriți înainte de a face un declutter și de a vă aranja, de a vă decide cum aranjați lucrurile, să vă cumpărați tot felul de chestii, de cutii, cutiuțe, separatoare și așa mai departe, sertare, sertărașe, da? Adică încercați întâi să vă aranjați hainele sau obiectele pe care vreți să le organizați, să le separați, să vedeți pe care le păstrați, să vedeți cum le aranjați și după aceea să vedeți de ce aveți nevoie. Că de foarte multe ori și mie mi se întâmplă să mă duc prin magazine și mai ales dacă mă duc prin Pepco, vreau și aia pentru organizare, vreau și aia, vreau și aia, și ajung acasă și mă uit, zic, nu încape în spațiul ăla în care m-am gândit eu, sau nu-l folosesc, sau nu mi-ajunge. Și așa că mai bine mă duc cu temele făcute și știu de câte umerașe am nevoie, de câte cutii am nevoie și așa mai departe, da? Legat de organizarea garderobei, un lucru care am văzut că ajută foarte mult este să vă machiați puțin în momentul în care vă aranjați hainele. Poate nu sunteți niște persoane super vizuale care să-și dea seama din, nu știu, uitându-se la o bluză, cum vă vine sau cum arată pe voi, și atunci trebuie să o îmbrăcați, știți? Și cel mai bine este să vă machiați puțin, să vă aranjați părul, adică nu stați cu cocul ăla slinos în cap și nemachiate. Parcă arată altfel hainele pe noi în momentul în care suntem puțin aranjate. Adică nu zic să ne machiați, să facem smokey eyes, să ne facem bucle, să nu știu ce. Dar așa un pic să fie, să avem o aliură din aia fresh. Că așa îți dai seama dacă îți vin hainele alea, dacă îți stau bine, dacă nu stau bine, că, nu știu, am eu o chestie că în momentul în care probez hainele e bine să fii puțin aranjată, că să vezi tot ansamblu, nu doar haina cu mine. Foarte important să probați. Probați hainele de care nu sunteți sigure. Dacă sunteți sigure și dacă sunteți niște persoane vizuale, cum sunt și eu de altfel, că știu foarte bine cum îmi vin hainele, nu e nevoie să le probezi chiar pe toate. Dar dacă nu sunteți ca mine, atunci ar fi bine să încercați să le probați ca să fiți sigure. V-am zis, regula mea este că nu rămâne nimic ce nu am purtat în ultimii 3 ani, în cazul de față, să zicem, sau în ultimii 2 ani, nu rămâne nimic ce îmi este mare sau îmi este mic, nu rămâne nimic ce are vreun defect, da? Pentru că nu am nevoie de chestii cu defecte în garderobă. So, astăzi înfise, haideți să trecem la ce ne interesează. Hai să o luăm de unde? O luăm din partea asta? Asta o să meargă la depozitat. Are și niște broșe aici. Este haina mea albastră de blană artificială, bineînțeles. Asta o să meargă la categoria... Uitați ce v-am zis de umerașele albastre. Asta o să meargă la depozitate. O să am 3 maldare plus tenderul. Adică pe tender vor rămâne cele pe care le păstrez. Un maldăr o să fie cu donații, un maldăr cu cele pe care le arunc și al treilea maldăr cu hainele de iarnă pe care... le voi pune la depozitare. Și,
Here we go! Aveam și o cartelă, vedeți? Vine să căutați și prin buzunare în momentul în care faceți așa ceva. Bun, deci asta merge la depozitat. Next! Ah, rochița asta îmi e largă, îmi e largă în talie. Este foarte drăguță, am purtat-o mai mult în clipuri, am purtat-o singură dată și am purtat-o mai mult în clipuri pentru că arată bine în partea de sus, dar îmi e largă în talie, așa că o vom dona. Pentru că este în stare bună, este ok, doar că nu... Aici avem două. Vedeți ce vă zic? Asta este pe dos, în primul rând. Și este o rochiță pe care am luat-o cu 2 ani de în preajma Crăciunului. Și pe care nu o port. Pentru că acum mi se pare prea aglomerată. Ca să vedeți că mai fac și eu cumpărături din astea. De impuls. So... Este foarte drăgălașă, dar merge la donat. Așa, asta este bluza mea albastră de la M&S, adică Marc & Spencer, pentru cine nu știe, pe care o iubesc. Asta rămâne, o să o punem aici, pentru că nu am acum umeraș pentru ea. O să le așez pe umerașe după ce... Deci nu, o să fie 4 maldere. Asta... Uitați că e o problemă cu asta, nu e de o calitate tocmai grozavă. Asta o să o arunc, pentru că este scămoșată toată și am încercat să o curăț și nu se curăță. Deci aia se aruncă. Asta rămâne, are și umeraj deja, doar că merge la... Asta este rochia mov de la Zara, pe care nici n-am apucat să o port anul ăsta, în iarna asta, adică. Asta merge la depozitat, că e de iarnă. I-a trecut vremea. Deci, Miții, ocupă-te de ea. Așa. Asta este un palton și asta merge la depozitat. Așa. Asta este o bluză vișinie pe care o port destul de des, o păst. Asta este un alt palton. De primăvară, toamnă, așa. Ar mai merge acum, dar cred că se încălzește pentru el. Așa că o să-l depozităm și pe ăsta până la toamnă. Asta este o salopetă de la Mojito Rămâne. Sunt convinsă că ați văzut chestia asta acolo. Este o fustă din tiul pe care am luat-o pentru... Am luat-o de la birou pe asta pentru niște poze. N-am mai apucat să fac pozele, dar rămâne. Așa. Pantalonii mei Palazzo Negri, nu mă despart de ăștia până nu se degradează, nu mă despart de ei, Doamne ferește, sunt, îi ador. Ăsta este paltonul cel nou de la Zara pe care îl băgăm la depozitat. Pentru hainele pe care le depozitez, să știți că o să-mi iau niște saci din aia de se videază. Așa, ca să vedem dacă am ceva prin buzunare. Hârtii, bineînțeles. Așa... Și o să-mi iau saci din aia să îi videz. Să stea în vid ca să nu prindă miros. Dacă vrea să știți ce este chestia asta ostentativă, este o curea de la Zara, pe care n-am purtat-o și dar sper că în vara asta găsesc măcar pentru poze unde s-o pot. Așa, ăștia sunt pantalonii vișinii rămân. Asta este cordonul de la o rochie. O să vedeți imediat. Să-l păstrăm. Asta este o salopetă pe care săraca tot așa. N-am apucat să o port pentru că n-am apucat. N-am avut unde, dar o rămâne că îmi place foarte mult salopeta aia. Așa. Asta este o, tot așa o rochiță salopetă. Nici eu nu știu exact ce e. E un fel de fără spate, cu decolteul larg. Nu știu ce a fost în capul meu său. It goes! Asta este o rochie de iarnă pe care o port de ani de zile și nu știu dacă ar trebui să o mai port, că deja e prea veche. Mai rămâne? Nu. Are și niște defecte, deci nu rămâne. Asta este o rochie neagră pe care, fiind neagră, nu prea o port.
Este foarte ciudățică rochia asta, pentru că e strâns aici. Eu sunt clepsidră. Mare atenție, fetele care sunteți clepsidre. Genul ăsta de rochii, eu când am ales-o nu știam regula asta, pentru că încă nu eram foarte familiarizată cu formele corpului. Dacă sunteți clepsidre, nu vă vin bine lucrurile care se strâng, care se creponează foarte mult în jurul taliei sau care sunt largi și se strâng o curea în jurul taliei. De ce? Pentru că creează în jurul taliei aceste pliuri care, practic, măresc talia. Genul ăsta de haine sunt bune pentru acele fete care n-au talia bine marcată. Da? Pentru că accentuează talia, le fac talie. Dar voi, dacă aveți talie, genul ăsta de încrețituri, cum e aici, nu face decât să-ți mărească talia și practic nu mai scoate în evidență. Nu știam treaba asta în momentul în care am cumpărat rochia asta, așa că ne ferim de ea. Și nici nu o port pentru că se calcă greu. Așa că o vom dona, fiindcă este în stare bună, o vom dona la cineva care se poate ocupa de ea. Asta este fusta mea cu flori de cireș, cred. Rămâne, doar că tot zic că o duc la scurtat și nu am dus-o. Asta este o rochie pentru birou, care are aici o broșă, dar pe care am scos-o ca să o spăl, de la Mojito, pe care nu o port pentru că mi este puțin largă pe șolduri și se vede treaba asta. La fel, o vom dona. Numai să-mi aduc aminte să-i pun broșa. Bine, tot ce donez voi spăla înainte, adică nu vă imaginați. Am mai spălat o parte din haine, dar tot ce donez am să spăl înainte de a le da, efectiv. Asta este paltonul. Am și două agrafe. Căutați și prin buzunare, că nu se știe niciodată ce găsiți. Poate dați de vreo comoară. Ia, apropo de comoară, vedeți? Am găsit o monedă de 50 de bani din aia comemorativă de la Marea Unire. Cum are unire cu ea. Vedeți? Vedeți ce zic? Așa. Deci ăla merge la depozitat, că nu mă despart de el încă. Aștia sunt o pereche de pantaloni bleomarin din aia la lungă. Îi păstrăm, că-mi plac foarte tare și nici nu i-am purtat. Aștia rămân. Asta, cămașa asta mov, este foarte șifonată în primul rând, pentru că a stat în șifonier, fiindcă nu am purtat-o și o să o donez. Are o croială care mi se părea, când am luat-o, mi se părea interesantă, dar după aia mi-am dat seama că nu-mi vine bine. E prea largă tot în zona asta aici a taliei. Asta este o rochiță pe care tot așa n-am purtat-o, fiindcă era ascunsă sub ailaltă, care se șifonează foarte tare, dar pe asta o să o păstrez. O să încerc să o port în vara asta. Măcar că o port în clipuri și tot e bine. Așa. Mai avem aici un cordon de la o rochie. Le punem aici. Asta e geaca de la Motivi. Rămâne. Asta este fusta mea de la Etica. Asta rămâne, că-mi place. Un tricou alb care era pe umeraș. Hai să rămân, îl pun separat, că ăsta rămâne pentru curte. Îmi păstrez tricoul ca să mai stau prin ele prin curte, când mai fac treabă în curte. Cămașa asta, doamne, ce plac cămășile astea. Am două, stați așa să iau și pe a doua, ca să scăpăm de treabă. Unde ești tu, mielule? Unde ești? Alo, cămașă, nu-i pe aici. Da, sigur, trebuie să apară. Place foarte mult cămașa asta și de fiecare dată când am purtat-o în clipuri, voi tot timpul ați lăudat și cămașa asta și pe cea bleu, doar că se șifonează atât de ușor și se calcă atât de greu, încât, da, nu, o să-mi cumpăr altele. Recomandarea mea este, decât să vă chinuiți cu haine care necesită multă muncă la călcat, mai bine vă cumpărați ceva, un material din ăla sintetic care se calcă ușor. Trust me, e mai bine. Deci asta o să o donez, că poate altcineva își bate capul cu ea. Eu nu vreau să mai bat capul cu ea. Oh, hello! Asta este singura piesă sentimentală de la mine din garderobă.
Este rochia mea de la banchet din clasa 8-a, care, culmea, încă îmi vine și pe care am mai purtat-o după aia. Am luat-o sacou peste și am ascuns partea asta de sus, așa că e foarte fun. Și se vede așa, ca o rochie de birou. O păstrez pentru că este sentimentală. Este singura piesă sentimentală pe care o am. Dar, ca să mă decid dacă o voi mai păstra în continuare sau nu, am să o pun la depozitat. Că tot e piesă sentimentală. Așa, avem așa, una bucată geacă de piele ecologică, adică plastic. Elastic de păr, că tot nu mai aveam. Elastic de păr. Șervețele 50 de bani. Deci am șervețele peste tot, în toate buzunarele, să ne ferească sunt. Așa, asta am să o arunc. Nici măcar nu o să o donez, pentru că are niște defecte, a început să se ia. Sau merge donată? Ia să vedem. Parcă văzusem că are niște probleme la un moment dat. Nu, nu are. Nu știu ce am văzut eu. Nu are. Hai că o donăm, că nu mai port pe asta. Uitați ce vă ziceam de prelins pe umerașe. De-aia mă bucur să am umerașe noi din catifea. Asta este o salopetă pe care tot așa am portat-o o singură dată din același motiv. Mă rog, este și super decoltată și o purtam cu mai o pe dedesubt, dar la fel se strânge fix aici în zona asta taliei, are așa un elastic care creează multe încrețituri din alea în jurul taliei și nu mă ajută cu nimic, nu mă avantajează, so da. Am luat-o într-o perioadă în care credeam că e ok pentru mine așa ceva și cum am zis, n-am mai făcut curățenie de vreo 3 ani. În garderobă. Deci, asta merge la donat, că e bună. Asta este sora sa. Este identică, doar că are alt... are un tipar din asta cu flori. Este la fel și asta merge la donat. Așa. Geaca mea de piele de la Mango, pe care am părăsit-o sărăcuța de ea. Așa. Miroase piele încă. Da, o păstrez că... Da, în mod surprinzător am și o geacă de piele. Vezi că nu știați, am și o geacă de piele. Tu ce vrei? Tu... A doua piesă portocalie din garderoba mea este această salopetă care este foarte drăguță. Nu e tocmai portocalie, e un roz bombon. Să vede mai portocalie pe cameră decât este în realitate. Are așa... spatele cu dantelă. Foarte interesantică ea, așa, de felul ei. Și îmi place cum vine. Îmi place lungimea pe picior, că e scurtuță și îmi place până unde vine. Ok, hai să fie și un mâncat de... Nu ai. O să o păstrez și dacă nu o port nici anul ăsta, o dăm la cineva. Asta este geaca mea de piele ecologică. Tot așa de la Stradivarius. Sora lui aia albă. Pe asta am portat-o mai des, în mod surprinzător. Ia să vedem ce găsim pe aici. Hârtii, bineînțeles. Ce pot să găsesc eu la mine în buzunare? De ce are buzunarele astea așa mici? Așa. Ce fac cu tine? Te păstrez sau nu te păstrez? Nu te păstrez. O dăm și pe asta, pentru că oricum nu prea l-am purtat. Asta este o cămașă mare, pentru care, care nici nu e a mea mare, car. Asta este blana mea. Pufoasa mea. Blana mea pufoasă, dar blana artificială, bineînțeles. Merge la depozitat și asta, că e de iarnă. Asta este cămașa aia roșie. Brandul cred că se numește Nana. Cred că Nana se numește. Ăsta este logo-ul. Că m-ați tot întrebat de ea. Am purtat un clip ăla cu garderoba de bază pentru el și pentru ea. Acolo am purtat-o și v-a plăcut foarte tare, îmi place și mie. Este mai oversized ea, deși este XXXS. Are 2 de X și un S, nu 3. Așa, dar e foarte drăguță. O să o păstrăm. Și asta este bluza aia, de care știți în carouri, din care nu mai ieșeam. Care are niște defecte iremediabile, deci o vom arunca. Aia merge pe post de cârpă, de șters, că e moale. Așa. Asta este o cămașă care mi este strâmtă în jurul bustului
Dar este din bumbac și este foarte, foarte ok. O vom dona. Asta este paltonul de la Zara pe care s-a pus praful. Trebuie să-l duc la curățat înainte de a-l băga la depozitat. Așa. Asta este palton din ăla în stil militar. Clar, nu renunț la el. Place foarte mult. A, uite-o, mă, uite-o, că nu mai știam unde e. Deci mă gândeam la rochia asta, deci cred că de o lună mă gândesc la rochia asta și nu mai vedeam. Este rochia mea de la Etic, albastră. Și nu știam pe unde e, că vroiam să o port într-un clip la un moment dat și nu, știam, nu mai dădeam de ea. Harababura care era în șifonierul ăla, nu mai găseam. Asta rămâne, cu siguranță rămâne. Paltonul meu albastru, cu tot cu broșa lui. Broșa asta am pus-o aici și aici a rămas, n-am mai scos-o. Și nici o scot. Ia să vedem dacă avem ceva prin... 50 de bani. Vedeți cum mă îmbogățesc. Eu uitați cum adun toți 50 de bani pe care i-am. Mă îmbogățesc. Așa mă îmbogățesc. Strângând banii de prin buzunare. Le-a depozitat și tu. Asta este o fustă care era plisată, săraca de ea, și am dus-o la curățătorie și explicit am rugat să fie călcată cu pliuri și da, așa a fost călcată cu pliuri. Trebuie să-i fac pliurile, că arată hidos fără pliuri. Dar rămâne. Aici aveam un cordon de la o altă rochie. Asta este rochie albă de la Reserved, care rămâne, pentru că îmi place. Am făcut în trecut niște poze în ea și v-a plăcut foarte tare. Aici avem încă un cordon. Așa, avem încă o rochie de la Mojito, care se calcă și ea foarte greu, dar pentru că n-am purtat-o, n-am apucat să o port destul de mult și nici n-am apucat să o pozez în primul rând, că asta e problema mea în ultima vreme, o vom păstra. Avem una bucată seacă negru pe care l-am spălat pentru că era murdar, mă rog, era plin de praf. Și acum trebuie să îi iau scamele. Ăsta rămâne. Ăsta este de la CNA și are o croială din aia clasică. Și un sacou negru nu ne strică niciodată, dar al doilea sacou negru, care este de la Etic, așa nume ăsta, pe care o să trebuiască să-l probez, să mă conving eu. Ah, mă strânge un pic. Este destul de incomod. Ha? Ce-am slăbit? E puțin incomod ăsta. Și arată tare drăguț. Doar că nu-i stau pe părțile astea, nu-i stau aici lipite. A trebuit să le prind, să le cos, să le fac ceva. Să-l păstrez sau să-l dau? Ce să fac cu el? Spuneți-mi. Nu sunt hotărâtă deloc. Mă gândeam să-l dau. Când l-am scos din șifonier, mă gândeam că o să-l dau. Dar acum mă gândesc să-l păstrez. Bine, trebuie călcat. Nu să ne înțelegem că l-am spălat. L-am spălat aseară. Și trebuie să luate scamele de pe el. Și aici trebuie să scot colțul ăsta afară. Nu mă decid deloc. Evident, nu merge cu pantalonii ăștia. Clar, nu l-aș purta la asemenea pantaloni. Dar îmi place cum vine pe talie, că este foarte cambrat pe talie, vedeți? Și îmi place cum vine pe talie. Îl păstrez. Sunt foarte sigură că am să-l dau, că l-am scos din șifonier, dar da, îl păstrăm. Îl păstrez pentru că e simpatic. Iar ăla, ăsta este boring, ăsta este din ăla clasic. Acum, să luăm de jos ce am de jos aici. Mai am și pe jos. Așa, am rochia asta, care e pe dos. Este o rochie pe care n-am putut să o port decât în clipuri. Și vă place foarte tare când o vedeți în clipuri. Este o rochie din aia tip cămașă. Doar că are un cordon care se leagă deasupra taliei. Când am cumpărat-o, n-am văzut treaba asta, n-am sesizat treaba asta, se leagă deasupra taliei mele și mă face să arăt însărcinată. Și nu pot să o folosesc. Așa că, da, merge la donat. Rochia mea albastră de la Zara, pe care am pozat-o anul trecut, nici nu mai... Așa, rămâne. Rochia de la Etic, asta cu flori, blumarin, rămâne. Așa. Rochia de la care era cordonul ăla, primul negru, rămâne, dar o să scot ăsta ca să-i pun alt umeraj. Asta rămâne, este una din preferatele mele, o iubesc, nu se poate, pentru că este foarte amplă. Dacă o vedeți, este o rochie cu trandafir și e foarte, foarte amplă, îmi place. Rămâne. Așa. Rochia cu maci
rămâne, trebuie scălcate, că de-abia le-am spălat și de-aia. Trebuie să-i găsesc cordonul care cred că este pe dincolo și se juca Jiminy, dacă mi-aduc eu bine aminte, când era copil mic, Jiminy se juca cu cordonul ei. Trebuie să o iau, să-i o pun cordonul. Asta este o rochie pe umeri superbă, tot de la H&M, din bumbac. Este foarte frumoasă și are așa o crăpătură pe piciorul ăsta. Rămâne. Cea mai purtată rochia mea dintre toate este asta, este de la H&M și este dintr-un material așa sintetic și o port că îmi place și e foarte practică. O păstrăm. Așa. Mă, ce haraba bură, deci umera și aici. O salopetuță micuță și drăguță pe care am luat-o în trecut, asta rămâne, că de-abia am luat-o și îmi place. Asta este rochia mea de Merlin, îi zic eu, pentru că are un drapaj absolut superb. Este tot așa pe stil anii 50, uitați-o cât volum are și drapează așa foarte frumos, cade foarte frumos și se mișcă super frumos când merg. Îmi place la nebunie rochia asta. Păcat că nu am unde suport atât de des, cel puțin în ultima perioadă. Așa. Asta este o rochie tot de la H&M din aia tip Mileu. Știți că au cei de la H&M rochilele de dantelă. O ador pe asta, rămâne evident. Da. Asta e rochia cu care v-am nebunit vara trecută, aia galbenă, aia maxi, maxi, mega, ultra maxi, care este o rochie cort. Are și ea un cordon pe undeva, trebuie să îl atașez și ei. Așa, dar rămâne evident. Asta este geaca mea, de catifea, mai... Nu mai spunem că rămâne. Avem și o eșarfă pe care o vom băga la depozitat pentru că e de iarnă. Așa. Asta este o rochie mulată din aia de tricot pe care am purtat-o în ultimii ani în prostie. În prostie. Vreau să întorc să văd dacă e bună. Că parcă... Am purtat-o atât de mult, rochia asta, încât o voi tuna, astfel încât să nu mai fiu tentată să o port. Că deja e prea mult. Toată lumea mă identifică iarna după rochia aia, așa că lăsați. Un pulover albastru, mov, pe care îl păstrăm. Aici avem un maiou. Asta îl punem la din astea pentru curte. Asta e un păcat. Aveam așa, rochia de la Diva H, pe care o păstrăm. Iarăși, o idee foarte bună în teorie, dar în practică foarte proastă. Este o fustă pe care am luat-o anul trecut pentru că e după modelul ăla de la Versace, știți, cu rochia aia celebră lui Jennifer Lopez. Și mi-a plăcut foarte mult, în ciuda faptului că știți că mie nu prea-mi place verdele. Asta mi-a plăcut foarte mult, doar că e foarte fishy croiala. Dacă era mai amplă, da, mergea, dar așa, nefiind amplă și fiind ușor sirenă, ne duce cu gândul la niște lucruri la care nu vreau să ne ducă cu gândul și așa că o vom dona, pentru că eu nu pot. Așa, ce avem aici? Bluza albă de la Diva H, adică e o cămașă, rămâne. Rochia asta, asta rămâne. Ah, și ești mai o aici, asta rămân. Așa. Asta este o fustă foarte drăgălașă de la Bershka, pe care dacă aș prinde-o și eu frumos pe umeraș, ar fi minunat. Uite, trebuie să mai iau umerașe din astea cu clipsuri. Așa, este o fustă crăpată, după cum vedeți, dar e foarte drăguță și îmi place foarte mult cu mine. O păstrăm. Trenciul meu, bej, rămâne evident. Așa, trenciurile sunt elemente clasice într-o garderobă, deci asta nu placă niciodată. Asta este roșu. Asta, vedeți că nici nu am scos din sacul de la curățătorie.
Deci, rămâne. Ok, mi s-a închis camera și nu știu pe unde mi s-a închis, ceea ce e absolut minunat. Da, am terminat cu sortatul, în principiu. Deci ce am făcut până acum a fost să sortez. Acum, o să arunc ce e de aruncat, o să pun deoparte, o să pun la spălat, practic, ce este de donat, pentru că vreau să le spăl. O să le pun pe cele pentru iarnă. O să le pun deoparte când o să iau sacii de vidat să, să le pun. Și restul le voi pune pe umeraș și le voi aranja. Și o să revin cu overview-ul final. O să mai sortez și gențile și șepcuțele și accesoriile astea pe care le mai am. Și vă arăt la final cu ce rămân. Din ele. Nu vă mai arăt acum că n-are rost. Dar sunt și gențile aici și o să le sortez și pe ele, pentru că și alea trebuie luate la mână. So, here we go! Sunt hainele pe care le voi dona. Asta e tot maldărul pe care l-am strâns. Acolo sunt umerașele și cred că le voi da și pe astea odată cu hainele, pentru că nu am ce să fac cu ele. Și aici sunt toți banii pe care i-am găsit și toate chestiile pe care le-am găsit în buzunare și prin genți. Am găsit și o pereche de ochelari pe care o pierduse, adică o dădusem pierdută, că nu mai știam de ea. Oglindă, un ruj, gumă de mestecat și o grămadă de bani. V-am zis eu că mă îmbogățesc cu toți banii pe care îi găsesc în haine. Pe lângă foarte, foarte multe chitanțe, bonuri și hârtii pe care deja le-am aruncat. Și mai am aici ăștia doi saci pe care îi voiam arunca. Am vreo 4 genți pe acolo și niște haine care au defecte și nu mai pot fi reparate sau sunt prea uzate ca să fie donate. Și mai am un sac în partea cealaltă pe care nu l-am adus aici, că n-are sens. Dar da, cam ăsta este bilanțul final al lucrurilor care vor pleca de la mine din șifonier și acum urmează să vă arăt ce am pus în șifonier și cum le-am aranjat. Ok, ladies and gentlemen, cam asta este noul meu șifonier. Nu știu de ce pe cameră pare mai mic decât este în realitate. Am reușit într-un mare final să aranjez hainele cât de cât așa de principiu în el și cam așa arată. Este un șifonier cu oglinzi pe șină, pentru că atât mi-a permis mie spațiu și îmi place foarte tare. Îmi place că nu e oglinda întreagă, adică îmi plac lungilele pentru că cumva creează așa un sentiment de separație, știți, nu neapărat de cutie. L-am luat de pe EMAG, îl găsiți și în Ikea, găsiți-o în variantă similară și în Ikea, dar nu vă recomand să luați de la firma de la care l-am luat eu, că au fost jalnici, deci nu. Așa, e drăguț șifonierul, dar no way, nu vă recomand firma respectivă. În partea aia să știți că o să vină un raft pentru cărți. De-aia am pus și pus cărțile alea acolo. Nu o să rămână gaură așa, dar cam așa e de principiu pentru moment, cam cu asta defilăm. Și îmi place că aduce mai multă luminozitate în cameră. Nu știu cât vă dați voi seama, pentru că am încercat să n-aprind luminile ca să nu distorsionez culorile, dar
Da, în principiu ar trebui să fie mai luminoasă camera și cam așa arată și pot să fac outfit-uri și aici. Dacă aș ascunde și alea în spatele meu, ar fi minunat. Și hai să vă arăt cam cum mi-am aranjat de principiu hainele. Am spălat mare parte din ele, adică am respălat și spălat tot ce am introdus în șifonier ca să fiu sigură că nu le-am amestecat. Am curățat tot ce s-a avut nevoie de curățare și acum hai să vă arăt cum le-am organizat. O să începem cu partea aia care este partea cu bara metalică. Am o singură bară, ei, dar e bine. Și hai să vă arăt. Și când deschidem, așa arată partea cu bara de aici și până aici. Până în partea asta. Toată partea asta este cu hainele puse și după cum vedeți, după umerașe, sunt destul de înghesuite. Sus, pe raftul de sus, am pus cutiile. Cele trei cutii pe care le-ați văzut în holul de la Pepco. Nu știu ce filmez, că sunt mult prea înalte și arată super acolo, mi se pare că arată foarte bine. Și avem așa, în cutia aia avem costume de baie, dacă nu mă înșel, și chestii din astea de plajă pe care nu le port foarte des. Într-una avem eșarfe și într-una avem alte chestii pe care nu le accesez foarte des. Și nu știu dacă observați, dar bara mea s-a îndoit puțin, pentru că da, astea șifoniere făcute de bărbați care au impresia că femeile au două haine. Whatever. O să trebuiască schimbată bara aia cu ceva mai solid, pentru că, da. Dar de principiu așa mi le-am organizat și pentru că nu am spațiere foarte mare, nu le-am separat pe categorie. Adică n-am pus gecile separat, rochiile separat, hainele separat, ci le-am pus pe culori, după cum vedeți. Și am luat-o cu partea asta colorată. Aici e partea colorată, pentru că în momentul în care deschid asta să văd prima dată partea colorată, inițial pusesem negru aici și le-am inversat. Și aici este partea neagră și am incredibil de multe haine negre pentru cineva care nu poartă negru. Așa, sau căruia nu-i place negru. Aici avem pantalonii, care am ales să-i pun tot pe umerașe din astea, pentru că mi se pare mai ok. Și în capătul ăsta aici, așa, avem umerașele astea cu clipsuri și mi-am dat seama că mai trebuie să-mi cumpăr umerașe din astea. Și mai trebuie să-mi cumpăr și din astea, că nu mi-au ajuns, adică mai am haine de pus și vor veni și mai înghesuite și dacă se întreabă cineva, nu-mi calc hainele înainte de a le pune în șifonier, tocmai pentru că stau destul de înghesuite, chiar și acum, după declutter, stau destul de înghesuite și se șifonează și le calc degeaba. Dar îmi place foarte mult cum arată simetric așa cu umerașele astea, vedeți ce v-am spus? Cum arată cu umerașele astea negre, arată foarte bine, foarte simetric și foarte ordonat, așa. Dacă aș fi pus umerașele albe de lemn, mi-ar fi ocupat mult mai mult spațiu și cu siguranță ar fi fost și mai înghesuite hainele și nu vrem asta. Bun, și cam asta este ideea cu partea asta. Deci avem acolo cutiile. Aici sunt astea și jos. De principiu aș vrea să las gol, nu vreau să pun nimic acolo pentru că mi se pare că dă o senzație de clean, de organizat mai bine acolo decât dacă aș mai îndesa ceva de dedesubt, plus că în partea asta am rochiile lungi, cel puțin pentru sezonul de vară și n-are sens să mă înghesui cu ceva pe dedesubt pe acolo. Hai să vedem cum e în partea cealaltă. Așa, hai să o luăm de sus în jos și m-am urcat pe pat, bineînțeles. Ups, dacă nu aș cădea, aș fi minunat. Aici, pe raftul de sus, pentru că este mai greu accesibil pentru mine și mi-e mult mai ușor să ajung să iau geanta decât să iau alte chestii, am pus gențile. Și mi-am pus gențile de vară. Dacă vedeți voi în spate, așa, se vede ceva negru, acolo sunt gențile de iarnă. Nu sunt multe, sunt doar vreo două sau trei genți de iarnă, pentru că oricum am curățat din ele, v-am zis, am aruncat vreo patru, care erau deja uzate și aveau defecte. Și așa că am rămas cu astea, astea fiind gențile principale de vară și după cum vedeți am un stil pentru gențile de vară, asta fiind o geantă din aia de tip săculeț, pe care chiar ar fi o idee bună să o port primăvara asta pentru că n-am purtat-o. Aici, bluzele. Aici vor veni bluzele împachetate pentru că, în ciuda dorințelor mele de a le pune pe umerașe, n-am loc. N-am loc să le mai pun și paste pe umeraș, așa, atunci mă văd nevoită să le împachetez așa și să le pun și le-am ordonat cumva pe culori, cam astea sunt categoriile mele.
Ce mă deranjează la genul ăsta de șifoniere este că, deși sunt foarte practice pentru umerașe, pentru hainele astea sunt destul de aiurea, pentru că uitați că spațiu mai am în spate. Și nu știu ce să fac cu el, nu știu dacă să pun ceva acolo sau să le las așa. Pentru moment o să las așa, mă gândesc să bag și niște lumini în șifonierul ăsta, încă nu este 100% gata. Oricum aici mai sunt depus bluze, doar că sunt la spălat, nu s-au uscat încă. Stați să mă dau jos, așa. Și cam așa arată. Deci o să mai am bluze, că mai am și albe și negre și mai am depus bluze, doar că s-a spălat și v-am zis. Nu, dacă să vă faceți o idee, cred că e suficient. Cam așa. Pe raftul ăsta, al treilea ar veni practic, am zis să fac o zonă din asta în care să-mi pun accesoriile și parfumurile, pentru că este mult mai ușor să le accesez de aici și cumva sunt la grămadă. Ca să zic așa, sunt la grămadă cu hainele, adică când mă îmbrac, îmi pun și accesoriile, îmi dau și cu parfum și totul merge, știi? E și eficient, nu doar că arată bine sau că sunt ordonate sau că le am la îndemână, știți? Și aici zona asta încă nu este organizată, aici va trebui să mai iau niște chestii pentru depozitare, va trebui să mai iau niște lucruri așa pe care să pun diverse, deci aici este doar așa o chestie provizorie cu trandafirul acolo. În rest, da, dacă vă interesa colecția mea de parfumuri, here it is. Și astea sunt două casetuțe pe care le am de la Pepco, tot așa le găsiți, sunt super drăguțe și sunt foarte utile. Și dacă vreți să știți, comoara mea este aici. Uite, chiar am bani. Deci aici am, aici este toată, exceptând literele astea care se pun la o prostie, aici este toată comoara mea, da? În caz în care este cineva interesat de comoara mea. Deocamdată am pus pălăriile acolo, că n-am știut ce să fac cu ele și unde să le pun. O să trebuiască să le găsesc și le alea un loc în care să nu fie deranjate, să nu fie turtite. Sunt pălăriile mele de soare, sunt trei. De-a spus una peste alta și pe Diva aia o știți, pe Lady aia o știți că o aveam într-un tip, o aveam în spate în clipuri. Deocamdată o țin acolo că nu încape aici. Să pun, să pun colierele, dar în momentul în care voi organiza zona asta, ea o să fie concediată, bănuiesc. Și da, cam asta e ideea cu șifonierul meu. Pentru moment, mai am de lucru la capitolul ăsta. Pantofii sunt în altă parte, dacă vă întrebați, sunt puși în altă parte, pentru că, evident, nu mai am loc aici. Hainele de iarnă le-am băgat la depozitat. Și deocamdată cam cu asta de filez, trebuie să spăl și să curăț restul de haine, să le organizez, să le aranjez și să organizez zona asta. Și eventual când o veni și corpul de la Ikea să organizez restul de mărunțișuri în el. Eu sper că v-a plăcut, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, chiar aș fi interesată să știu dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri pe viitor, că poate mai facem, poate mai organizez și alte locuri prin casă și alte spații și poate venim și cu alte idei de organizare. So, astea zi înfise, vă pup și ne vedem în următorul clip.